Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bună dimineața, Moldova! Vă spunem de aici, de la Iași, Petru Văsilă, un gând bun. Dați-mi voie să-i spun bun venit în studioul nostru doamnei Ofelia Huțul, doamnei profesor Ofelia Huțul, pictor, grafician și prieten al studioului nostru de televiziune. Bine ai venit, Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. E un eveniment important pe care îl organizați, expoziția Festivalului Internațional Arte 1-10 octombrie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră și pentru cei care vor să vină acolo? Este unul dintre proiectele cele mai importante ale mele, la care țin foarte mult. Arte însemnând aproape toate domeniile din arta vizuală. Arte, reciclări, terapii și educații, noile educații, referindu-se, firește, titlul la acest aspect. Sunt invitați artiști, cei drept m-a ajutat prietenul nostru comun, Dan Cumpătă. Am înțeles că la Galeria E-Art. La Galeria E-Art, din cadrul Bibliotecii Universitare din Iași, la Galerii Regale. Și vă spuneam că împreună cu domnul Dan Cumpătă am reușit să facem invitația unor artiști de elită din Canada. Avem câteva nume, Queen Lee din China, din George Bazis din Canada, despre care făceam vorbirea din aur, Angle John Soa, firește Dan Cumpătă, îi avem și pe cei din Basarabia, din Chișinău, prietenii noștri, Eleonora Brigalda, Ștefan Popa, Tudor Macari. Dar bucuria mare este că anul acesta din 12 județe ne-au trimis lucrări artiști dintre cei mai cunoscuți, cum ar fi Suzana Fântânariu, Aurel din Timișoara, Aurel Dumitru din Blaj, din București, Vasile Popa, Marian Condruz, domnul Horea Cucerzan, maestru al artelor și mulți, mulți alții. Acoperă toate secțiunile, avem imagini. Să punem imagini dacă avem. Valoroase, da. Acoperă toate secțiunile, vă spuneam. Avem piese din sculptură, de sculptură, realizate de Sorin Purcaru, marele premiant de la Emnișteana de anul acesta, de Gheorghe Drăgan, de Iațeșen Cosmin, o ceramistă din Timișoara ne-a onorat, Grati Gloria și mulți, mulți alții. Spectatorii noștri, telespectatorii, îi vor recunoaște pentru că sunt artiști cunoscuți după imagini. Am înțeles. Iată că sunt și niște imagini acum. Da. Iată o lucrare ingenioasă. Sunt, nu știu cine le-a realizat, dar sunt lucrări expuse Adrian acum. Boz, acum în expoziție. Acum sunt acolo la Galeriile E-Art, da, din BCU. Sunt soții adopiți amândoi și Adrian și soția lui. Iată. O artistă din Galați, Stoica Adriana, Galați, Andreea, da. Rus, din Bistrița Năsăud. Desigur, este vorba de o lucrare a doamnei Atena Simionescu, căreia îi mulțumim din suflet pentru sprijin, pentru participare. Întotdeauna este cea care se vede acum, este lucrarea lui Aurel Dumitru de la Blaj, premiat în străinătate, un pasorelief de excepție executat de sculptorul Gheorghe Drăgan. Cred că l-ați avut în emisiune, aveți aici. Da, avem o lucrare de-a dumneavoastră sale aici. Da. Acesta este din străinătate, din George Bazis din Canada. Da, Bichescu Constantin din Vaslui. Da, să salutăm pe vasluieni și pe călățeni. Salutăm, are aproape 80 de ani. De marcă. Gavrilean Bogdan, fiul celebrului Dimitri Gavrilean. Este vorba despre Ciprian Radovan din Timișoara, imaginea. Fiul pictorului Mircea Eugen, Tudor Eugen. Sperăm să depășească tatăl, dacă nu v-a și făcut o pictor de excepție la rândul lui. Domnul Tofan Constantin, Perian Crenguța din București,
Da, e cumva, e Crenguța care Macari. Da. Are o compoziție. Doru Cernea. Dan Cumpătă. Da, vă spun, sunt peste 80 de participanți. Tot al lui Dan Cumpătă. Uite, asta n-am văzut-o niciodată. Da. Daniela Isachi de la Iași. Mm-hmm. Da. Demetriad Bălănescu, graficianul. Da, Diana Ivanova a făcut o surpriză foarte frumoasă. Da, iarăși Drăgan Gheorghe, cu lucrarea primarul. Pegasul îi aparține tot lui. Ecaterina Așder. Aici este Câmpianele Nadela Cluj și profesoară la Facultatea de Oradea. Eleonora Brigalda din Chișinău. Da, este un pictor străin. Da. În Canada, în Statele Unite. Anglo John, George Basie, sunt vreo trei. Firește că nu mai trebuie să-i spunem numele, că este deprisos. Cea de dinainte îi aparține lui Felix Afteni, căruia îi mulțumim pentru cât face pentru noi. Văd, dumneavoastră e mereu alături de... Popularizează toate evenimentele deosebite. Este Gabriel Obreja, acum difuzat, imaginea lui difuzată, ceramist. Asta îi aparține din Piatra Neamțului, vine Gabriela Ienerusu. Da. Așa, nu distingeam, este o statuie, da. Are marmură în spate, îi aparține lui Gheorghe Gheorghiță Vornicu, celebru Gheorghe Gheorghiță Vornicu. Domnul Gonciariu Valeriu ne-a onorat participând la acest festival. Afișul îl vedeți în imagine, va fi completat și cu sigurile partenerilor. Și, da, Ioana Ienescu din București, soția lui Dan Truică, ceramista Aram Lăcrămioara. Nu îi aparține lui Dan Cumpătă, e din străinătate. Da, da, da. Da. E un soare, da, 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 da. Horea Cucerzan din București. Maria Boz. Maria Boz. O salutăm pe Maria. Atât o salutăm. Îi mulțumesc. E alături, nu? E, n-are rost să-i mulțumesc când și organizatoare, da. Ca și mine. Ea mulțumește mie, eu ei. La trust împreună. Da, da, da. Mihai Panfil, cu o compoziție de aceeași valoare pe care au cam toate lucrările lui. Forțul Năstase, din Bârlad. Ne vedem la Bârlad, să-l salutăm pe domnul. Îl salutăm pe domnul Forțu și mulțumim. Lucrarea domnului Cațavei. Cred că este Adochiței. Sunt doi, v-am povestit, dacă nu mă înșel. Da. Este o graficiană foarte bună, Nicoleta Șurubaru Bida. Lucrarea, eu vedeți. Da, Mircea Eugen. Vedeți, are și lucrări de felul acesteia. Ceramică propusă de Grati Gloria din Timișoara. Marian Condruz din București. Ne-a surprins cu lucrarea asta. Parcă a trecut pe albastru. E altceva, parcă e altceva decât ce lucrează de obicei. Dar experiențele artiștilor sunt binevenite întotdeauna. Bâzdâgă, Vasile Bâzdâgă a venit cu o grafică colorată și a avut succes cu ea. A făcut figură frumoasă. Ofelia Huțul este un tiptic, da, e fotografiată pe două bucăți, aproape că nu recunoșteam lucrarea dată așa pe jumătăți. Paula Neagu, anul acesta a prezentat grafic. Este o artistă tânără din Galați, care promite foarte mult, e apreciată deja. Ștefan Popa din Chișinău și Sorin Purcaru
cu o sculptură tânată în bronz. Ștefan Popa din Chișinău, cu o compoziție mai austeră, așa, în mijloace puține. Suzana Fântânariu, o lucrare de 2 metri, dar contează valoarea ei, în primul rând, nu mărimea, dar am fost bucuroși. Cea de dinainte este, vine din Ploiești, doamnei Profirescu Camelia, profesoară și la liceul de artă, cunoscută în lume deja. Îi aparține această lucrare lui Dan Troică. Vrea să-l promovăm. O facem cu plăcere. Nu Ștefan, ci Vasile Popa din București. Aici este o lucrare, o compoziție, după mine, fantastică, a zanfirei Bârzu. Eu personal o apreciez foarte mult și o iubesc. Da. Este... Ofelia, în spatele tău acolo se află o grafică pe care ai adus-o la noi la studio. De când grafică? Pentru că eu știu pe Ofelia din multe alte abordări. Da. Mi-a propus un prieten vechi, atât de bine cunoscut, nu numai Iașului, Mihai Panfil, m-a invitat, mi-a propus să vin la salonul de grafică mică, ediția întâi de la Iași, și a făcut-o într-un mod care nu numai că m-a onorat, dar mi-a produs atâta bucurie și care nu accepta refuz, știți? Mi-a spus, te știu, o desenatoare de excepție, aștept de la tine desen. I-am dus felurite grafice, un peniță, un laviuri, și mi le-a refuzat. A spus, vii cu desen. Și m-a ambiționat, în câteva zile am făcut desen și mi-a acceptat o schiță, mi s-a părut lui mai specială. Vă spuneam, m-am umplut de fericire faptul că m-am găsit pe simezele acestui salon de grafică, unde eu nu sunt obișnuită să particip și mai cu seamă să fiu invitată. Între Dragoș Pătrașcu, somități ale graficii românești, nu numai, avea grafică trimisă de artiști din vreo 10 țări. Și faptul că m-a ales și pe mine, m-a pus la ambiție și promit să am odată o expoziție de grafică. Nici nu știam că pot. Da. O lucrare foarte frumoasă. Noi îți mulțumim pentru... Iată, e în decor. Eu aici. Eu vă mulțumesc. Mereu vă rămân datoare. Nu, niciodată. Sunteți pentru că așa, o gazdă. Eu sunt plăcut impresionat de omul Ofelia Huțul. Eu cred că nimic nu se poate face fără suflet, fără implicare, fără o anumită stare de spirit. Și din acest punct de vedere, așa cum mai am prieteni și menționez aici pe Dan Cumpăt în special, iată că Ofelia Huțul contrabalansează, ca să spunem așa, în zona doamnelor care vor să depășească bărbați. Nu știu dacă zic e așa. Ca să văd. O să vă surprind. Mă rostuiesc, mă rânduiesc între ei, pentru că, într-adevăr, sunt mai activă și mai... Nu, da, sunteți și mă lupt foarte bună activistă, ca să spunem așa, între ghilimele, în acest domeniu, când e nevoie de inițiatori. E nevoie de oameni care să facă. Da, și acum... Pentru salonul acesta de toamnă, Festivalul Internațional al Artelor a avut deja 3 saloane, de iarnă, de primăvară, de vară, și era imperios necesar să ies și cu acesta de toamnă, și cum știți, tot ocupat cu Filitul, Festivalul Internațional al Literaturii, am avut surpriza cumva neplăcută să nu găsesc galerie, deși programasem vreo 2, s-au decalat programările. Și am apelat la prietenul nostru comun, Dani, nu mă lăsa, uite, la World Trade Center nu se mai face artistul anualul UAP-ului, va lua și galeriile pentru asta, cum e și normal, sunt galeriile UAP-ului, Paladi, Tonița și pe cele 3 etaje de la BCU, de la fundațiile regale, și sunt în aer. Ce fac? Vin ori la mine. Așa? Un răspuns de prieten. Va fi pe 5 octombrie, adică mâine, va fi duminică, mâine la ora 5, mâine. Așteptăm ieșenii și nu numai, vor veni câțiva și din afară, dintre județele participate.
Ce pot să spun? Nu este un concurs. Poate lumea se așteaptă să primească premii, să primească... Este o expoziție, un festival. Vom acorda câteva premii de excelență, ne vom rezuma la atât doar, dar vom muta, pentru că i-am obișnuit pe colegii mei, ca expozițiile pe care le organizez eu și Maria, se citi, eu și Maria Poz, să devină itinerante, pentru că ni se cer. Mai nou vom pleca la o galerie din Piatra Neamț, particulară, nu la Lascăr Vore, la domnul Ștefan Potop. E una nouă, am înțeles. E una nouă și voi spune mai multe când mă întorc, că sper să vin cu un parteneriat care să dea roade pe viitor și să aducă multe beneficii celor interesați de artă și culturii artistice în general. Da, nu e puțin lucru ce faceți, ce spuneți. Eu cred că prezența în direct la această oră dovedește preocuparea de a fi cât mai prezentă și omniprezentă, atât o parte de organizare prin acest festival internațional cu expoziția arte, cât și prin, mă rog, punerea în pagina colegilor care s-au obișnuit să fie alături de Ofelia Huțur și de Maria Bos. Le mulțumesc pentru participare. Fără ei n-aș putut face nimic. Este pentru ei și cu ei. Am înțeles. Să le mai spunem încă o dată că pe 5 octombrie, adică duminică, la ora 17, la Galeriile Art din BCU, acolo pe la intrarea Pasaj. Fără să urce treptele, direct din stradă, cumva mai spre intrarea spre Păcurari. O să se obișnuiască, cred, telespectatorii, știu deja, această galerie, pentru că noi am popularizat-o deseori. Am fost prezenți alături de prietenul Dan Cumpătă și acum față de alături de dumneavoastră. Absolut. Prin ceea ce faceți la această expoziție, festival internațional de la BCU, la Biblioteca Centrală Universitară. Mulțumesc, Ofelia Huțul. Gânduri de bine și duminică cu succes. Și plăcută, dar și cu succes. Vă strâng mâna cu prietenie și sunt onorat că sunteți prezentă în emisiunea noastră de astăzi și omniprezentă prin ceea ce faceți. Succesul e garantat că ne promovați și dumneavoastră, evident, la asta mă refeream. Da, sigur că da, cu plăcere, mai ales că... am făcut asta deseori și ne-am cam lipsit un pic de la lumea bună a Iașului și nu numai, să fim și noi prezenți atât la vernisaje cât și la lansări de carte, întâlniri pe care alte televiziuni, din păcate, nu au alocat suficient timp de antenă pentru acest lucru. Probabil o să o facă încet, încet, pentru că Iașul e un oraș și o zonă care merită luată în seamă prin ceea ce înseamnă cultură, valoare. Recunoaștem și vă mulțumim. Faceți multe pentru arta, nu numai românească, pentru arta în general. Mulțumesc. Având în vedere că sunt inginer, e un compliment pe care, mă rog, îl primesc cu plăcere, crezând că intru și eu în lumea bună prin acest... Sunteți acolo. Da, prin această implicare. A fost Ofelia Huțul, artist plastic, pictor, grafician și organizator a ceea ce înseamnă expoziția Festivalului Internațional Arte 1-10 octombrie 2014 cu vernisajul de mâine, duminică 5 octombrie la orele 17 la Galeriile Art din Biblioteca Centrală Universitară din Iași. Cu mulțumiri pentru doamna Ofelia, cu mulțumiri pentru dumneavoastră. Petru Fesilă vă urează o duminică, un weekend plăcut și o duminică frumoasă alăturiată de încă o întâmplare în lumea artelor de aici de la Iași. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,